defensori? Se impune incredite că în calitate de președinte de club am nevoie de o imagine de om serios și familia e singura care îmi poate crea imaginea asta atât de repede. Hai, du-te, păi ți-ai găsit, mă, foarbă stăie. Că nu ironicule. Da, am găsit o tonă de păpuși când am căutat secretară. O să găsești și o tonă de neveste cu căutarea voastră. Mă, nu zici, adevărul e că tu chiar ai nevoie de o nevastă de o tonă, care să reziste sub alea două ale tale. O să-mi iau manichin, fraiere, că lumea fotbalului roiește de manichine de-astea, să vezi câte o să mă sune. O să te sune draște, pieptene, și mai și cheltui bani așa ca fraier. Da, și la iubite în gură că poate-și găsește vreo toantă, se mută la ea și scăpăm de hipopotam. Și dacă nu se mută, dacă și-au ce vreo hipopotam ca și leva și ne transformă căcioara în zoo. Ai uitat faza cu Angie? Angie, lasă-mă că se mută. Auzi, mă, Dane, păi da, dacă te însori, te muți cu fata, mă, că doar nu o s-o aduce aici printre atâția hândrălăi. Evident. Te muți! Când? Stai, bre, să-mi găsesc întâi o nevastă. Să-ți ajute Dumnezeu! Știam eu că-mi vreți binele, tanti, să rămână. Mi-l vreau pe-al meu, băi, făinoșule. Că dacă tu te cari, eu o să rămân singurica cu popuzele în dormitar. Și poate n-o să-i mai fie rușine și... Tanti! Ce, tanti? Mărlănele, hai, dă fuga că-ți plătește baba anunțul. Ah, să rămână! Stai, Mărlăne, stai! Păi, tu ai nebunit? Păi, prin anunțul se cuplează numai eu! Numai obsedați-mă! Numai proștii vorbești, băi, pupăjel! Că eu m-am cuplat până anunțuri de 10 de ori și n-am întâlnit niciun obsedat, din păcate! Da, de unde știți dumneavoastră, tanti, că nu erau? Păi dacă era vreunul obsedat de mine, nu mă părăsea dimineața! Mărlane, tu ascultă-mă pe mine, mă, că eu lucrez în presă! Nu mai lucrez la televiziune? Taci! Băi! Dacă dai anunțuri, o să te sune numai ciudate. O să te sune numai... Numai... Naomi, mă. Și tu, Naomi Campbell are... Adică bărbați care se dau femei inconștientule. Păi ce Naomi e băr... E băr... Naomi de la noi? Uh-huh. E bărbat... Da. Exact! Să nu te pună naibii să dai anunț, că o să mergi ca cowboy, mă! Păi deja am dat pupă za anunțul. Am mai scris și că sunt mogul, plezirist și epicurean. Ce dracu e alea, băi? Apar n-am, dar am auzit la televizor și sună bine. Oh, epicurean... Ce mă fac? Nu răspunzi la niciun telefon, aia te faci! Ce spui, pupăjel? Păi să vă puie dracu să nu răspundeți la telefon, că poate mă sună aia să-mi dea vreo vește despre Costeluș și dacă o pierd, vă crap! Mărlănele, mai. Da! Nu fi bol! Că măgarii ăștia doi o fac intenționat, bacă strâmbe, să nu care cumva să te așezi la casa ta înaintea lor! De rușine că o să-i umilești! Așa, mă? Ce faci, mă? Trebuie să plec urgent. M-au sunat de la primărie că ea de la salubrizare vor să intre în grevă. Și dacă nu rezolv problema în seara asta, mâine o să fim înconjurați de gunoaie. Trebuie să convoc ședință de consiliu. Bă, tu mă crezi proastă? Cine naibii vine la ora asta la ședință când se poate rezolva și mâine dimineață? Cine aruncă gunoaie noaptea? Poate vampirii și insomniacii și scuză-mă, ăia sunt câțiva numeri pe degete. Cine trebuie să fie la ședință, o să fie, că dacă nu, au pus-o. Corect. Și sunt convinsă că o pun cu tine, nu? Băi, lasă-mă în pace, că iar aberezi. Fantame, nu pleca, că o să-ți pară rău! Bine! Dacă nu ți-o-i trimite eu paparații pe cap... Bună seara! Am și eu un pont gras pentru dumneavoastră. Vor salarii mai mari șantajiștii, a? Nu, șeful, vor acelea salarii. Adică să le dăm înapoi ce li s-a luat. Ce li s-a luat?
20% din contract? Cine l-a luat? Doamna prefect, că i s-a părut suma prea mare față de celelalte sectoare și a zis că diferența sigur e șpaga noastră. Doamne, e nebună? Dumneavoastră trebuie să știți mai bine. Păi sectorul ăsta este cel mai mare sector. E și normal să aibă... Eu i-am zis. Special a făcut nemernica ca să mă bage pe mine în... Da, lasă. Că dacă vrea război, o să aibă război. Alo, alo, ce faci, dă? Cine e ăsta? De fapt, chiar ne bucurăm că ați venit ca să arătați bucureștenilor că primăria n-are somn până când nu rezolvă problema gunoaielor. A, ne-ați tras pe sfoară. Ce face? Nu v-am tras, domne, pe nimic. Noi chiar suntem în ședință de Consiliu Local pentru rezolvarea problemei cu gunoaiele. Păi trebuia să ziceți așa. Nu să ne mințiți că primarul face sex cu nu știu cine. Cine v-a zis, domne, așa ceva? Că... Nemernica. Special a făcut treaba asta. Dar uitați-vă la mine, că o omor! Pe cine omorâți? Pot să pozez eu? Dacă îmi dați exclusivitate, plătesc gras. Subiecte de rahat, audiență, idem! Șefe, crizul de nervi, adică... Șefe, e criză peste tot! Lumea stă în casă ca să nu mai cheltuie și de-aia nici nu se mai întâmplă nimic important! Mă doare în criză, Popăză. Ai zis că în seara asta vii cu un subiect bombă. Ai zis sau n-ai zis? Da, am zis, șeful, dar l-am amânat pentru mâine ca să pot să mă documentez să fie într-adevăr bomba despre care v-am promis să fie. Popăză, mi se pare mie sau tu încerci să mă îmbârligi? Nu, boss, că nu sunteți genul meu. Să mă îmbârligi, adică să mă prostești. Nu, șeful, cum să mă prostesc eu pe dumneavoastră? Mă scuzați. Atunci, zi care e subiectul. Subiectul este în lucru la sursele mele și încă nu mi-au dat amănunte. Zi măcar despre ce e vorba, că te trec la teleshopping. Este vorba despre un scandal sexual cu o vedetă super cunoscută, șef. Pe bune? Păi mi-aș permite eu, adică noi, să vă mințim pe dumneavoastră aici de față. Cum sunteți dumneavoastră așa? Păi sper că nu, că dacă o faci, schimb teleshopping-ul pe femeie de servici. Cine-i vedeta? Nu mi-au zis-o încă, șeful, pentru că nu le-am plătit taxa de exclusivitate. Păi du-te repede și plătește, idiotule! Vrei să ne sufle concurența subiectul? Fugi, 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 fugi! Și cum afli, mă suni! Mă sun, hai, vă sunăm amândoi! Tulsun, da? Tulsun, că ți-ai luat angajamentul! Că eu nu mai am minute, tu mai ai! Dar du-te, mă, odată la WC-ul, că dacă sună cineva, te chem eu! Știu. Dar nu sună, mă, nimeni acum, că baba aia surdă și grasă, dă, i-a fost lui predestinată, e și chioară, mă, și ia 3 zile până formează numărul. Știu. Pa! Asta însemnează că poartă ochelari, bă! Alo? Kobe. Ce-ai, bă? Că-mi parcă nu vrei să se împerecheze godacul, ia, ce? M-am răzgândit, ce, n-am voie? Te-ai răzgândit, ră? Păi de ce nu zici, bă, așa, bă? A, tu vrei să rămâi pe felie singur cu hârca și să scapi de ăsta în dormitor? De ce nu mi-ai zis, bă, așa, că vorbeam cu Afrodita și vă lăsam pe voi în dormitor la noi? Chiorete, dacă mai faci vreodată vreo glumă de-asta proastă... Mamă, nu mai fi de glume în tine, nici umor, nici nimic. Hai că te găsește, dragi. Alo, CFR-ul? Da. Insistă, fata. Știe că tu ești alesul. CFR-ul, maică? Nu, babo, ești Michiru Belu. Să vii până la noi să-ți luăm măsurile pentru Coșciuc, dacă tot ai sunat. Hâr! Acum mai sună sigur. S-o crezi tu. Auzi, mărtăciună! Alo?
Sărbărușițele, Dudăcuță, ați sunat în legătură cu anunțul? Da. Dumneavoastră sunteți persoana? Da, dar nu știu cât mai pot să cer. Cât mă bucur că după voce pare un mascul adevărat. Auzi, pot să-ți zic tu, da? Da, din culcare, sculare și invers și tot așa. Mă bucur că ești și direct și vrei și direct la acțiune. Ia zi, când putem să ne întâlnim? Că de-abia aștept să te văd, răule. Pupăză! Nu sunt pupăză! Nu de tine vorbea, dragă. Tu ești... Pupă-mă! Dă-mi numărul tău să te sun în privat, că aici sunt la birou și tot mă deranjează subalternii ăștia. Stai, nu-l zi acum, stai să-l scot după speaker. Zi! Începe cu 8-9. Altul ai? Na. Lasă că-i bun și ăsta, că am abonament de la de $6, da. 6 minute rețea și rest nelimitat, zi. Bun, hai că te sun. Te pup, pa! Na, mă, vă zureți! Ha! Ce-ar asta, mă? Ha, face pe el și vrea să mărite. Pupăză, am o urgență cu tine. E? Vreau să mă chem diseară în emisiune ca să arăt opiniei publice cine a băgat gunoiere în grevă. Ce m-am intrat gunoiere în grevă? Din cauza lui nebuna de Emma. Și am și dovezi. Când lui-a arătat diseară în emisiune, o să fie destituită imediat. Nu cred că ai vrea să ratezi căderea prefectului în direct. Bine, și în reluare. Căderea prefectului? Mm-hmm. Te sun eu să spun la ce oră să vii. Dă-te așa! Dă-te, că am treabă! Și e zic, iurite, să-mi perechează purcelușul? Da, bă, a dat și anunț la ziar și șcată scoafă. Auzi, dar mișto ar fi să găsească o dintre asta, o maniacă care să-l hăcuie și să-l tranșeze pe calități. Că ăștia de la mica publicitate numai nebune, așa sunt. Serios, ha? Mai bine că nu mi-ai zis numele prin telefon, că sigur ne-a ascultat concurența. Ia zi, cine-i vedeta? Ah, șef, am renunțat la subiectul la care era vorba de o vedetă de mâna a treia semi-necunoscută. Și l-am înlocuit cu o bombă de presă. Bum! Bombă, bum! Exact, șef. He? Sunteți pregătiți să vă... He? Zi odată! Mai puțin, stai jos. În această seară, la Pupăză Show, în direct, în exclusivitate și sunt convins că și în reluare, veți asista la căderea prefectului capitalei. Prefectul capitalei își va pierde postul, în direct, ce sunt convins că și în reluare. Nu pot să cred, Pupăză. Este că sunt senzațional. Ești, Pupăză. Asta sunt. Dar senzațional de prost. Si. Cum dracu să renunți la un scandal sexual pentru un rahat de destituire? Pe cine naiba mai interesează astăzi politica? Bă, să spun adevărul, și de mâna a cincea, dacă ar fi vedeta, și tot ai face mai mult rating decât cu prefecta ta idiotă. Dar Emma cu șeful, dacă vă aude. Dacă îi spui, ești șomer. Nu, șef. Hai, fugi repede și adu-mi imaginile să văd cine-i vedeta aia de mâna a cincea. Bun. Relații la... Nu știi cu cine te pui, nebuno! Da, vă rog. De nevastă? M-a sunat cam târziu, îmi pare rău, sunt deja luată. Da, mă flatează telefonul dumneavoastră. De ce să-mi pară rău?
nu-ți permis să-mi vorbești așa, perversule! Ai fost la întâlnire? Nu. De ce? Vrei să vii cu mine ca să-ți bagi unghia în gât? Ha! Bă, tu chiar ești idiot. Eu vreau să-ți meargă bine cu fata aia, mă. Păi nu ești tu prietenul nostru? Apropo, unde o să vă întâlniți? Ai vrea tu să spun. Încă n-am aflat locul șeful, dar sunt în curs. În curs cu S, la sfârșit. Ce bunăciune! Ia uite-a pupăză, ia uite aceea. Ce funduleț are, zici că-i 2000 de fotbal. S-o sun să o chem la noi la club, bă. Poate vrea joace la noi în echipă. La... Ia mă să sun eu, că încercarea moarte n-are. Ia sună-mă de pe fix, că nu mai ai minute. Dacă am abonamentul ăla de... Păi, e și fraier, bagă de... De 6 minute, care vorbesc 6 ani cu el, dar... În toate rețelele... 9, 9, 9... Să rămânușițele... Stai, bă... Ai legătura cu întâlnirea de matrimonial, de... Alo? Alo? Ce dracu mă zice să suni și când le suni, închide. Ia mai sună o dată. Las-mă mai încolo să-mi uite vocea. Plus că pe ăsta, pe fix nici nu mai am minute, că ăsta nu-i la $6. Da, știi cât mă sună? Și nu înțeleg de ce. Păi dacă ai devenit persoană publică, toți obsedații vor să fie cu persoane publice. Cum Iora Mantale, cu Udrea, cu Băsească. Adică ce mă, sunt și eu un fel de Udrea? Da, dar ai grijă că obsedații ăștia sunt cam golănași, așa. Nu prea au gânduri serioase. Stai-mă liniștită că îi testez înainte să le dau întâlnirea. Oh, da. Cum îi testezi? Nu știu, găsesc eu. Ia, zi. Știu, mă, știu, fii atentă. Le dau rejec la toți. Așa. Și ăla care sună de mai multe ori. Să zic așa, cam de 10 ori, bun. Ăla câștigă întâlnirea. Sigur că da. Hai, fată, ce naiba, că unul care sună de 10 ori, sigur are gânduri serioase. E, cum? Închis. Te apropii, băiețică? Curaj, dragă, curaj! Da, boss? N-am aflat încă locul, dar puteți să trimiteți echipa de filmare la mine și plec eu cu ea. Da, că în maxim o jumătate de oră se întâmplă. M-a sunat sursa, sigur că da. Să trăiți. Asta e! Câștigătorul meu! Hai, iubire, hai, încă unul și te-ai scos! Ce proastă! Da, anunț ca să nu răspunză.
duci, mă? La întâlnire. Păi ai convins-o? De prima dată, de când ai de te. Păi stai, mă. Nu mai bine o aduci tu aici. Hai că e și în interesul tău. Dacă cumva vrea să o scoți la vreo cârciumă și începe să comande calamari, icre negre, homari, prânzeturi franțuze, stixuri, alune și la sfârșit când vine cu nota de plată te trezești cu jdemii de milioane, hă? De milioane? Că nu o mai duc, bă! Păi da, mă, dar dacă nu o duci o să zică că ești coate goale, cârpă în fund, pâine în buzunare, nu se poate! Mărane, fă cum îmi spun eu! Adu aici, că ai în frigider de toate, că s-a ocupat băiatul pentru tine. Și șuculiță de aia cu șoriți? Păi cum să nu? Și din asta cu șoriți, cum îți place ție, și multe altele. Ia uite! Hop! Ce trecu de... Cum mă rejectezi tu? Faci pe cocoșul? Îmi place! Auzi? Și dacă o aduci aici, îi zic că asta e casa ta. Îi zic? Să se facă așa la care minte? Da? Mă tragi în piept, că tu ai mai mică, să fac mai mare. Nu, să fie fetiță la care minte. Bine, mă, bine! Iată că dacă... Ai zis? Dacă mă minți, ți-o tai cum a tăiat ciobul pe ăla, mă. Mi-a luat și lupă, ca să nu tăinește, de când nu... Hai, pa! Șeful, ați trimis carul, că subiectul este ca și aranjat, v-am zis eu! Bambuțe mică și dulcică, arătată, să stai că mă ține telefon. Hai, dă-mi încolo. Dacă l-am închisat. Hai că deja ești enervant. Ia stai, dragă, și ia să te văd și-o pe la pe... Să ține ca portocalele. Haide-te, dragă, ai și bananul! Ce-ai, mă, n-ai spus că ești epicurean? De-abia aștept să o văd și eu. Că dacă merge, mă bag și eu. Palu Mărlanu? E, nu Palu Mărlanu, mă, deștepte. Mă bag să dau și eu anunț în ziar. Unde e? Cine? E, cine? Zâna? Hai că mi-au povestit ăștia tot. Nu mai e. Cum nu mai e? A murit. A murit, că de asta și vrut să întâlnească cu cineva. Ca să moară fericită. Sunt tulburat. Da. Mai puțin. Mărlane, treci la telefon. Cine? Moarta. Ai, mă, o fi murit preventiv, mă, ăsta, așa, la mișto. Când te-a văzut pe tine cum arăți, s-a dat colțul. Alo. Bună, iubire. Și mie mi-a plăcut de tine. Da, mi-a apărut o ședință de urgență la serviciu și a trebuit să plec. Normal că vreau să ne mai vedem. Sigur. Dar cheamă-mă aici! Mă sună cineva, scuză-mă! Te sun mai târziu, sărmâna! Pa-i bine! Bună, baby! Păi și nebun, trebuie să dau și eu anunț, mă! Pă bune! Mă sună femeile ca la gară, să vede că-i foamete! Da. Da, domnișoară. E puțin ocupat, dar mi-a zis să vă invit la el. Da. Notați adresa. Cotroceni 18, la casă. Da, Mărlanu, da, e aici. Normal că vreau să ne întâlnim. Da, normal, la mine. Ia-ți ceva să notezi adresa, da.
Vezi că vreau să mă întâlnesc cu Gagica la tine în vilă. Și drept recompensă ți-o las ție pe asta, care a chemat-o pupăza. Da, tu de ce nu mai vrei? Sincer. Sincer, că altfel... E nimfomană, bă, mănâncă pufuleți. Eu vreau o femeie, mă, una gospodină, care să mănânce slănină, șuncă, să spargă ceapa cu pumnul. Vreau să măsor, nu ți-a zis ăștia. Bă, sigur e nimfomană? Sigur, bă. Ia, frate, cheile și du-te. Așa, mersi. Da. Cotrocin 20, dragă. Te aștept. Ok, ok, atunci ne vedem la tine, da? Pa! Vă-mi doamne să știi că ăsta este ultimul avertisment. Ori stai cu mine, ori plec și eu. Să verific niște gunoaie. Ar fi și indicat, madam, că orașul este și responsabilitatea prefectului, nu numai a primarului. Bine, nemernicule, dar să știi că tu m-ai împins să o fac. Fă-o, dragă. Cotrocin 20. Asta nu-i adresa lui Mușchiulică? Mușchiulică! De fapt e mai bine că dacă îl înșel cu un prieten, se oftică dublu. De unde s-a dus ăla, mă? La mine? Că aici eu am întâlnire. Apropo de întâlnire, hai, degajați că nu-mi place să o fac cu martori. Păstăriatule, tu ești bolun la cramă? Bă, tu ai uitat răcacile cășoara noastră? Mai subțire, bă, că nu e a voastră. Și dacă sunteți și voi băieți de treabă, vă dau și vouă, că fata duce. Hai, degajați, că trebuie să vină. Degajați, bă! Hai, că ne găsește, dragi. Bună seara, iubito. Bună, bună. Nebunaticul meu, mititel, ai vrut să mă părăsești. Nu-i nimic, te iert. Ah, uite, ai fost la sală să-ți umfli mușchii pentru mine. Mamă, ce puternică ești! Mamă, și ce-mi plac mușchii tăi, gata, te vreau, nu mai rezist. Haide! Așa? Ce mai pisia emoții? Nu-i nimic, lasă! N-am! Vreau să te rog ceva. Uite, 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 vreau să... Vreau să... Ce vrei să zic o poveste? Nu vreau să te leg la ochi, te rog, am o surpriză pentru tine. Ah, îți plac de-astea perverse, mamă și mie. Uite cu ce m-am pregătit, hai să-ți arăt. Uite, îl vezi? Să mă bat, să mă faci praște. Eu am terminat. Succes! Haide, mai repede. Opa. 1, 2. Zi-te tu! Unu, doi, sunteți mai mulți, ce surpriză, nebunat! Ce facem noi? Chiorete! Ne-a furat bananele! Și mandarinele! Chiorete! Vino cu acea! Închide ușa! Cu daci de panara! Chiorete, închide ușa! Chiorete! Hai! Fii atent aici! Ce lasă paț! Nu trebuie să afle nimeni ce-am pățit, da? Chiorete, juri că nu spui la nimeni? Jur să n-am paie la măgar acasă la mămica dacă te minți! Dar nici tu să nu spui la nimeni! Mă, tu ai nebunit! Era să... Ha! Ce face la popăza? A, filmează emisiune. Băi, ești nebun! Du-te, ce stai? Du-te, dă-i caseta! Chiorete! Ce? N-are nicio casetă! A, n-avea casetă. A filmat totul și a transmis în direct, live, prin satelit, Chiorete. Live? Ce omor, fufăitule! Îți mulțumesc, prietene! Hop!
Ce? Aha! Asta! O lumânărică asta! Romantic așa, a? Ai venit, bulă noastră! Ce? Mârlan! Ia, mă! Te-a pus nemer, Nicola de Van Dams? Și nu. Tu ai pus râtul ca un porc ordinar, ce ești? N-am pus... Oale! Zi mersi că doar te castrez. Data viitoare te asomez, mă! Și te-ai transmis lui Doruleț că... Așa, mă, nenorocitule, e nimfomană, îți rup capul! Domnul, ați venit! Ce bine că nu mai e nevoie să-ți transmită mârlanul! Îți spun eu direct! Și dacă n-ați înțeles, vă aștept la mine la birou să repetăm non-stop. Ce faceți, mă, băieți? Ați început fără mine, a? Să înceapă distracția! Serios cu... Păi tu ce credeai, dragă? Că eu sunt vreunul de ăla care își minte electoratul? Da, cu tine ce aici, la ora asta? Sau ai venit cumva să ne ajuți, nu? Da. Dacă orașul este și responsabilitatea prefectului, nu doar a primarului... Dar văd că ai terminat. Nu, n-am terminat, ți se pare? Uite, vezi, tomberoanele alea sunt pline cu gunoi. De-abia te așteaptă. Hai, curaj! Eu? Da, tu, doamnelor, vă rog eu, încurajați-o pe doamna prefect. Ai văzut, mă, că tot ai rupt audiențele? Cu vedeta aia de mâna a treia și te-ai descurcat. Mă rog, ești cam sever cu tine, că tu nu ești de mâna a treia, ce-o spun eu. Șeful, totul a fost senzațional! Bravo, mă! Și ideea aia cu chiorete în uniformă, genial! Ai creat exact imaginea aia retro de Village People. Auzi, diseară vreau să o faceți în patru. Vezi de unde faci jos de un indian. Aveți o pană? Care să reziste sub alea două ale tale, bă! O să-mi iau manechin ca lumea, fraiere! Ca lumea fotbalului... Lului! Exact! Să nu te... Hai că exagerezi! Am rămas nerv! Exact! Mă, mai vreau să mai trăiesc! Mă, am dătuit în lumișoara asta! Subiectul este încă în lucru, măi, ce naibii, e un subiect în lucru. Chiorete, ne fura bananele! Hă? Și mandarinele! We'll be right back.
Chiorete o are pe Afrodita. Aha. Și când s-a trezit, dormea pe jos. Eu am pe Sofia. Mm-hmm. Și când te-ai trezit, de fapt nici n-ai cum să te trezești, că te bate baba non-stop și ești tot timpul knockout. Lasă-mă că cu timpul o să se obișnuiască și ea. Mai ales când o să fiu plin de bani, o să-mi pingă singur în brațele mele. Mârlane, tu o să fii plin de bani când ți-o da popa ortul, mă. Vezi că softică? Dar are și de ce. A rămas ultima pupă să pleacă din galantar. Mucio men fără gagică. Băi, fraiere, dacă îmi făceam ambiție, le aveam și pe Afrodita și pe Sofia deodată. Dar am așteptat să aleg ceva mai bun. Mm-hmm. Ca pentru premianți. Mm-hmm. Pe dreapta sau pe soarța? Pe Miss Republica Moldova, făinosule. Da, și când te-ai trezit, erai avarul de Molière. Asta să mai zică cineva că oamenii de fotbal n-are cultură. Auzi, mă? Și dacă mă vezi cu ea, te faci singur tobă și cărnați? Auzi, pupăză, dar de unde te știi tu, bă, cu Miss... Păi vine la mine în emisiune, Chiorete. Și când o vedea că Dita mai vedeta de televiziune îi dă atenție, e gata, agățată, zic. Ce prostănac, e Dita o vedetă și poate o suflă ăla, să vezi ce mărât. Bă, infantilule, eu sunt vedeta, eu! Mărlare, ai aici lista cu jucătorii pe care îi vom vinde cu prețurile reale și cele declarate, ca să zic așa. Și alea reale e mai mici decât alea declarate, nu? Dar de ce ar fi așa, mă? Păi ca să se creadă că jucătorii e mai valoroși. Invers, Mărlan. Să se creadă că e mai proști? Auzi, mă, să ai grijă de lista asta ca de lumina ochilor tăi. Că dacă pune DNA o mână pe ea, am pus-o! Cu cine? Bă, tu chiar ești idiot? Da, da, de ce întrebați? Păi în cazul ăsta, mai bine o înghiți Mârlane decât să-ți o ia cineva. Bă! Altcineva, mă, nu tu. Altcineva să-mi o înghită? Ok. Doamnelor și domnilor, astă seară ne vom delecta cu Miss Republica Moldova! Cum adică? He, era vorba de un talk show, nu de delectare. Că nu-ți da și alea care face mascări. Păi, ai înțeles tu greșit pentru că nu știi tot alfabetul ăsta, nu știi vocabularul, adică eu tot la discuții mă refeream aici. Da, dacă vrei în altă parte, după emisiune... Tu ai înțeles greșit. Nu sunt o fată oarecare. Și cea mai frumoasă. Sunt Miss Republica Moldova. Știu că de-aia te-am și invitat. Ideea e că nu mă las invitată de oricine. Păi nici nu e vorba de oricine, ci de vedeta acestui post de televiziune. Care e aia? De fapt, nici nu contează, că oricum postul ăsta nu se prinde la Chișinău. Emisiunea mea se prinde că e în direct prin satelit, da? În direct? Mhm. Fugi de aici! E, ce să spun? Stai! Ce faci? Băi! Stai! Băi! Băi! Am vrut să vă dat în direct, la moment. Dar după cum te panicași, e? E? Acum mă crezi că sunt vedetă? Vedete sunt doar fotbaliști. Și ăia care au bani. Păi și eu am. Serios? Ia să vedem. Dar ce prețuri mi sunt aici? Cum mici? Sunt foarte mari! Că leu românesc este mai puternic decât leu moldovenesc. Adică face cam cât 3 dolari și 4 euro. Un leu! Vii mereu aici? Nu, dragă. Doar cu tine. A, deci de obicei mănânci în pieptul ieftine. Ești calic? Nu sunt! Nu sunt, dragă, calic! A, deci de obicei mănânci în restaurante scumpe. Doar pe mine m-ai adus aici. Ce ți-ai zis? La așa țară, așa restaurant. Dacă eram Miss Italia, mă dușeai la figuri. Dacă vrei, putem să mergem la alt restaurant, să știi. Nu risc. Rămânem aici, că ești în stare să mă duci la unul și mai ieftin. De ce aș face așa ceva? Așa fac toți. Și fac toți? Credeam că doar eu. Când văd că nu au șanse, își limitează investițiile.
dar ei sunt oameni obișnuiți, dragă. E normal să nu aibă șanse pe când eu. Comanzi odată sau? Că eu nu-s de alea care le satur din vorbe. Ce vrei? Uite, dac. E scump. Adică e scrum. E iarț. Că am văzut eu când au dus-o la... Au dus la masa de alături. Auzi, mai bine comandă tu o salată, că păi îmi dau cum să-ți o ardă. Salată? Dar ce zvacă să pasc? O vreau pe asta. Ok, sigur că da. Dar după aia mergem la mine. De ce să mergem la tine? Ca să ne cunoaștem mai bine. La ce folos ne cunoaștem mai bine dacă nu devenim iubiți? E pierdere de timp. Dar cine a zis, dragă, că nu devenim? Eu! Că nu ești fotbalist sau președinte de club? Că eu numai cu dăștia mă cuplez. Că restul e ori pârlit, ori prea deștept și mă complexează cu vorbile lor. Dar de unde știi, dragă, că nu sunt și președinte de club? Ești? Bineînțeles! Și nu la orice club, la unul din capitală. Cum îi zice? FCM. Nu te cred! Arată în birou! Acum? Păi și mâncarea... Lasă, n-ai bineți că e arsă, hai! N-am cheile la mine, îți ia mâine! Treaba ta, dar până mâine nu pup nimic. Spuneți? O friptură de-asta. Spuneați! Păi n-ai zis că nu mai vrei că e arsă? M-am răzgândit, că dacă o arde, topește grăsimea și nu mă îngrași. Trebuie să țin la silită, că o iubită de președinte trebuie să fie trasă prin el. Apropo! Ce-i nălă mie dacă ne cuplăm? Și pentru mine, cu apa. Am înțeles. Fără bule. Am înțeles. Mateescule, știu din surse sigure că FCM-ul intenționează să declară niște sume de transferuri mai mici decât cele reale. Și au făcut o listă lui Bogu de Mârlanu ca să nu se încurce. Dacă nici de data asta nu i-am înfundat, am pus-o. Îi înfundăm, șeful. Îi înfundăm. Dar îl băgăm și pe Chiorete la complicitate. Că doar stă cu președintele de la FCM în aceeași locuință. Deci, la acoperă. Mateescule, Chiorete și Afrodita nu trebuie să știe nimic ca să nu se scape la Mârlanu. Dacă le spui ceva, te bag pe tine la complicitate, ai înțeles? Am nevoie de tine! Ce ți-am zis eu, mama, gărule, mai? Știi, îmi interes de serviciu, tante, uite-mă în jur să... Să mori tu! Da. Interes de serviciu la ora asta! E urgență! E să vezi tu ce ajungi tu la urgență, dacă mă minți! Sofia, tu ești, da, eu sunt. Nu, eu sunt răspundenți. Da, cred că mi-am uitat cheile rușea de la birou. Da, du-te repede acolo și... Iară, vezi că am un document pe masă, o listă și... Sau nu, intră, ia documentul și ține-l la tine până mâine. Da, mersi. Nu te pup. Pa! Ați văzut, tanti? Da. E, dar să te fie dracu, să ieși cumva din casă și să mi te duci la birou că te profui. De fapt, ia treci tu dincolo să te am eu în vizor, că mie îmi cam miroase întâlnire. Marș!
stânga prejur, înainte, vărs, drept! Hai odată! Da, tati, da, fără! Vedem noi! Poftim! E? Cum ți se pare? E fain! Și unde o să am birou? Care birou? La care o să lucrez, dar nu vrei să scriu în picioare. Ce să scrii? Ce-mi dictezi tu, dragă? Nu o să-ți fiu secretară? Secretară? Sau, mă rog, asistentă, cum se zice la voi la capitală. Ca să pot să mai lângă tine non-stop. Sau nu vrei? Ba da. Dar ăsta cine? E tata. Știi, eu sunt un tip mai sensibil, mai sentimental, ca să nu te inhibe. Lașe! Păi, la ce o să urmeze? N-ai zis că dacă te aduc să-ți arăt birou, putem să... Putem? Putem, dar nu fie purta goală. Ah, stai numai puțin, că sigur că da. O secundă. Să... Dragul că ăsta ascundea până și în veciu mâncare acasă și aici n-are nimic. Dar ce cauți? Păi, niște alune, niște stixuri. Glumești? Păi tu crezi că o moldoveancă sănătoasă ca mine se satură cu prostii de-astea? Fui și am o friptură de la Cârșii Maia de-am fost mai devreme. Că mi-a plăcut. Adică vrei să mă duc acum până la... Nu vrei să am energie? Ah, ba da! Nu poate să fie o noapte foarte lungă. Da, mă duc, vin repede, că de data asta iau taxiul până la prima. Anna e bichitros, nu lasă niciun ban. Wow, câți bani au fotbaliștii ăștia? Măcar să știu pe cine să agăs dacă nu-mi este pațința cu chitros. Dar tu cine ești? Secretara președintelui. Dar tu? Idem. Idem? Ce dracu funcție mă ieși aia? Adică tot secretara președintelui. De fapt, eu sunt secretara mincinoasă, că șeful n-are decât una. Bă, tu ești hoață. Ai venit la furat. Dar ce faci? Sun la poliție. Că doar nu vrei să pleci singură de aici noaptea, să te violeze cineva. Ai noroc că nu am actele regulă, că altfel vedeai tu. Dar poți să-ți ia adio de la funcție. Sofia, te caută și te întrebe de ce nu vii. Deci am mirosit eu bine, mă, tăluța de întâlnire, mă, tu mi-ai zăpuțit de puțica că te profi. Da, păi fi dormit toate, să nebunesc, uite să coacă ochii ca prunele, auzi dacă... Bine, mă, lare? Să... Tu ai vrut-o. Tati, ce faci? Cum ce fac? Mă asigur că nu ești la nicio întâlnire. Tati, deschide ușa, tati, că claustrofilie! Și dacă ai claustrofagie, ce mă interesează? O să deschid fereastră! Puh, ce proastă era să fiu! Să deschid fereastră și tu să-mi iotulești pe fereastră, a? Vedeți că chideți ușa degeaba? Las că mai am o rezolvare. Tati, ce faceți cu alea, tati? Să mă asigur că nu care cumva îmi ies de îndormietor și atunci când dorm. Așa. Tati, dar eu nu fug pe geam, am glumit, că eu nu pot să mă ridic picior pe la geam, că sunt pitic. Mă doare și aici la sub braț, dacă vreți să fac o demonstrație. Hai jos! Și ce? Să mă fugi după aia, că iepurile? Mai rămâne să mă pune să mă dezbrac și gata violul.
Ia de mătăluță și pantalonii jos. Asta așa ca o măsură suplimentară de precauție. Că nu-i fi tâmpit să-mi fugi pe stradă în chiloți. Hai! Popăză! Vino acasă, te rog! Haide-te! Vrei să te ajut? Păi ce ești prost să răspunzi? Și dacă nu duc, zice că-s proastă. Bun star, ți-a fost dor de mine. Ce faci, Morlane? Mamă, dar urât faci la foame. Vreau să te mângâi pe burtică să văd dacă chiar e goală. Dă-mi drumul, că dacă zic la bătrână ce faci. Ah, la bătrână, adică ai venit cu mămica. Mamă, dar e la fel de tare ca tine. Ești ca Lazariucul, maică sa. De ce nu cinci pe ea aici? Mare plăcere, sinucigașule. Sofia, ce cauți, dragă, aici? Aici lucrez, da, tu? Și eu, adică, eu am venit să-i aduc niște mâncare lui Mărlanu, că mi-a zis că e aici. Și dai sări pe mine? Credeai că-s el? Da, adică nu, Doamne, cum să... Băi, nu cumva l-ai pus să mă chemi aici, pentru tine, a? Că de-aia nu răspunde la telefon. Mi-am pus, dragă, nu. Pupăză, nu te mai preface, că știu că mă dorești. Da, ți-e frică de tușica. De fapt, știi, ăsta o să fie micul nostru secret. Bun. Dar las că aflu eu cine m-a pus pe drumul, ne? Ha! Mersi, Doamne! Pupă-mă! Ăsta nu m-a pupat de dracu. Pupă-să! Dezleagă-mă repede azi aici! Dar cine te lega, mă? Baba, că a crezut că am trimis-o pe Sofia la birou ca să... Păsă-mă, Sofia! Da! Hai! Stai blend, fătălăule, că nu e ceea ce crezi tu! Dar poate să fie. Vreți? Nu! 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 Scuze, vin mâine. Continuați. Nu vine niciun mâine, trăceaci. Trăceaci! Deci așa pe zevenghiu. Mă tăluță, îți dai întâlnire noaptea, a? Pe la birou. Și cu cine? Cu ăsta, a? Nu mi-am dat, tanti. Eu habar n-aveam cu ce scop m-a chemat. Am crezut că chiar are nevoie de hârtie aia. Jur pe roșu. Dar n-am. Ba, hai! Mi-a mușcă limba! Iete! Treci! Jură-te! Jur! Deci așa, măgarule! Mi-a tras căprioara asta frumoșică într-o capcană! Ca să-mi înghesui tu ca un porc mulșav ce ești! Nu el, tanti! Pupăză! Că pentru asta m-a chemat! Ce? Adică voi doi voia să-mi poștiți odorul? Adică nu v-ați fi satisfăcut visurile animalice pe cineva cu ceva mai multă experiență în ale poștei? Adică eu și-ați ales un copil neprihonit, e bine, e bine, dacă nu vă scoate baba toate tâmpinile astea din cap, puh, să nu-mi spuneți pe mie frosa! Tati, tati, eu chiar am trimis-o pe hârtie aia, jur să nebunesc, uite, că cheile nu era la mine, că dacă nu verificați haide la mine și dacă e cheile acolo, uite-ți, ne faceți ce vrei tu! Ia du-te, păi, și verifică! Hai că așteptați! Ne-am nenorocit! Zice... Hai, dă-mi o șansă, te rog!
dacă nu mă atacau ăia să-mi fure friptura, ajungeam. Ok, dar cu o singură condiție. Da. Să dai afară pe secretara aia nesimțită. Mi-ai cunoscut secretara? Da, și m-a făcut și hoață. Nesimțită. Păi eu și zic, hai, dă-o afară. Ești destituită. Ți s-a restructurat postul. E criză de... Acum ești mulțumită? Da! Și nu-mi dai și mie un mic premiu? Bă, da! Dar nu aici, că nu-mi place. Vreau tot biroul ăla de la club, că e mai intim. Și oricum, trebuie să mâncăm și va înainte. Ha, dracu fomistă! Unde noi, băie? Unde e să ne urăsc? Unde? Sofia! Iar nu iau! Ce-mi place! Dezbracă-te! Da. Mai repede! Mai repede n-am pus! Oh, mai repede! Ce mușchi, a? Este? Fii atent acum! Ce-ai făcut? Mai puțin! Of, tocmai acum! Dai! Treci! Pe canapă! Ia-mă! Ăsta ăla, stai! Mamă, ce mușchi! Cum le face pe maica Tereza și ea? Ea e Maria Tereza! Și curme! Și-n biroul meu! E, lasă, că o să o aranjez eu! Dacă m-a atins, sun la Tușica! Și vezi că am pe apelare rapidă! Zau? Ia sună, mă! Sună! Că-s nerăbdător să-i povestesc ce-ai făcut mătăluța seară la mine în birou cu pupăză, pe canapeaua mea! Mărlane, te simți bine? Dar de fapt n-ai cum, la cât a călărit Tușica. Hai, lasă circul și prefăcătoria că am auzit tot, dar tot știi? Ce-ai auzit, mă? Odată a călărit rău, nu glumă. A călărit să aici te călăresc eu pe tine! Și te călăresc! Și te spui și lui tati ta dacă nu stai. Ca să vezi tu care e diferența între un pișpiric, toreadorul și un armăsar macho ca mine. Bă, nene, ai luat-o razna complet? Adică? Apropo, ai găsit lista aia? Ha, ce frig e. Ce nacaci! He, e la tine, a? Și e... Mai să știi că am... A glumit, m-a găsit că eu lui tanti ta, ce faci tu? Ce mă interesează pe mine, nu mă interesează. Eu nici n-am curat să vorbesc cu ea despre sex, că e, dacă aude cuvântul ăsta, odată să stârnește și cine știe ce dragi mai îmi face. De-aia nici nu discut probleme de-astea cu ea. Mi-e frică să nu pățești ceva. Zi, mi-o dai lista? Vezi că e la pupăză. E la... Ăla o dat pe post! Doamne, ferici! Ești pregătit, Mataescule? Sper că nu i-ai răsuflat nimic lui Chiorete, că știi ce pățești. Am fost mormat, șeful, dar cum găsim lista? Intrăm undercover de ghizați. Ne dăm impresari, cumpărători de jucători și ei ori să o scoată. Pardon? Lista, Mataescule, lista. Și luăm ca din oală. O mare suntem, șefo. Mersi. De lista sau în minte te spun la bătrână ce-i făcut ieri lui Sofia. Poate alalte. I-ai făcut-o și alalte. Deci să dublează și cafteala.
Păi, dar a fost un accident, Mărane, a fost o confuzie. De lista calmită se transformă într-o contuzie. Vrei să fie pe babă? Să mor dacă am luat vreo listă. Cu ce era? Cu sumele că... Bă, tu crezi că s-a întâlnit hoțul cu milițianul? Păi ce vrei, mă autodenunț? Dă-te în mata! Zi unde-i, Chiorete, unde ești? Zi... Dă lista calmitelui... Tati! Mărlane, nu am jur! Miss Moldova. Ce Miss Moldova? La ea e! Am luat-o ca să mă șantajeze, ca să o angajez! Păi cine? Ce, bă? Mi s-a făcut chiar de hrăjonare? Nu, tati! Nu! Mie, da! Unde puteți? Unde puteți? Zi, tati, la ea! Pupă să mă faci hoață ca secretara aia? Vezi că te pun să dai singur afară. Auzi, tuțu, lasă circul și zic cât vrei pe lista aia. Nu am. Dar de curiozitate, cât ai da? 5.000 de euro e bine? Diseară o ai la birou. Dar la celălalt birou, că ți-am zis că ăsta nu-mi place. Bine, s-a dus și lista. Dă-o încoace, că ăsta e virgin. Lasă-l! Nu! Am zis lasă-l. Ha! Gata, mă, s-a aranjat. Dă-o cu-a. Păi, o aduce ea diseară la tine și, Chiorete, o să o ia ca din oală. Ah, foața naibii! Da! Din ce? Din ce s-o ia? Cel mai plic băși, pă, Chiorete, sărac și așa obosit de la servici. Pentru o amărâtă de muiere. Ce vorbești, mă? Bă, ai moldoveancă! Dacă vine cu racheții după ea, că nu-i proastă, am verificat-o eu. Cine? Ha, Moldova, că-i... Deci tu ești președintele? Exact. Nu se vede pe mine? Cum ai putut să crezi că e pișpiriul ăsta, neghirița? Chiarete, mai ziceai că-i deșteaptă. Scoate lista aia, pronunțeai-o cu forță, hai! Nu! Stai! 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 Norocită! Ia-ți-o, mă! Ia-ți-o! Mai fac ea dracu și azi racheți! Mai nu vă bateți! Lasă că te apăr eu! Mă, niște! Ia ne-a scăpat șeful! Dacă nu distrugea lista... Felicitări, domnișoară! Dumneavoastră sunteți șeful cel mare? Șeful tuturor fotbaliștilor? El e cel mai mare! Auziți? Nu vreți să vin până la dumneavoastră în birou ca să vă refac lista? Cum să refaci, păpușe? Păi am reținut tot ce scrie acolo. M-am zis că sunt moldovean cât deșteaptă. Ai reținut. Interesant. Păi în condițiile astea chiar vreau. Dar nu la mine la birou. În pădure la Băneasa. Știu eu un restaurant de fițe. La groapa haiducilor. În sfârșit, romantic, basat, așa cum îmi doream. După dumneavoastră, domnișoară. Distracție plăcută, șeful. Ce? Sper că mi-ai lăsat lopata în portbagaj. Da, șef. Dar unde o îngropați? Că la Bădea s-au asfaltat. Chiorete, ești arestat preventiv pentru obstrucționarea flagrantului. Șef, eu... Gură! Ia-l! Ia-l! Super, șefu! Acum am rămas doar doi în cursa pentru Afrodita. Doar unul, Mateescule? Ce ți-am scăpățești dacă află Chiorete? Doar nu vrei să mă băgași pe mine la... Nu, Mateescule, nu te bag eu. Te bag singur. Păi ne-o doare capul. Și nici n-am chef scobor până jos la arest. Executarea. Da, șefu, dar și pe mine mă doare capul. Vrei să te doare și ochiul? Așa, tanti, mai a plecat-o. Așa că eu căutam ceva sub birou, mai. Dar ce pierdusei dragă sub birou? Trage burta. Ei, te lasă-mă, am mâncat. Mai elegant, tanti. Mai elegantă cum noi fi la pata face, nu acum. Pupăjel!
Ia, și acum tale șer pe mine și acum ai șerit pe nepoțica mea. Ca să-mi dau seama de gravitatea faptei. Hai, executarea! De te fă-i mai încolo. Hai, pupăzele, dată că-mi ți-ai răbdare așa. Așa, 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 așa. Cred că n-ai șerit așa, mai tare. Șer mai tare, așa. Așa, pupăzele. Așa, fiu, ieși. E cu iată. Șer pe geam. Pupăzele. Băi, stai aici! Stai aici că ție s-a mordonat și-o sar pe mine, nu pe geam! Și nu improviza, că dacă mă enervezi, o să faci și reconstituirea bătăiței pe care ți-am tras-o! Hai odată! Nu e aici, Tony. Mă fac că mă uit. M-am întors. Ți-a fost dor de mine? Ce faci, mârlane? Mamă, dar unde faci la băutură? Vreau să te mângâi pe burtă să văd dacă chiar atât de... Ce? Ți-am dat și un cot în cap. Așa e! Așa, nu te-am urmă! Mamă, dar urât faci la băutură! Ce femeie aprigă! Așa! Mersi, Doamne! Pupă-mă! Pupă-mă! Bă, ce-am cu... Gata, nu te reveni. Pupă-mă! Pupă-mă! Ah, ce parfum! Ah, stai! Stai! Ură de râde! Uite că-i trebuie serioasă! Cel mai împlinși, mă, și pe Chiorete, pentru o amărâtă de muiere. Ce amărâtă moldovene, era să zic că ea e moldoveancă, moldovene. Și te mitic. Îl avem invitat atât în direct cât și în reluare pe primarul capitalei Vandame Cucu. Vă mulțumim pentru exclusivitate. Și acum puteți face și anunț. Sigur că da. Dragi concetățeni, în ideea de a revigora cultura urbei noastre și de a descoperi noi talente artistice, primăria a hotărât să organizeze un concurs de teatru pentru amatori cu tema Romeo și Julieta. Câștigătorul va primi un premiu valoare de 10.000 de roni. Cât?
Se poate înscrie oricine? Sigur că da, domnul Pupăză. Și ca să încurajăm această inițiativă, chiar și noi, angajații primăriei, ne vom constitui într-o trupă de teatru. Desigur, în afara concursului, doar pentru încurajare. Excepțională idee, doamnelor și domnilor, pentru a asigura o transparență totală a concursului și pentru a elimina orice suspiciune de fraudă, televiziunea mea, a noastră, va transmite în direct și sunt sigur că și în reluare evenimentul. Ba mai mult decât atât, mă voi înscrie eu personal în concurs! Pupăză, ai nebunit, ce faci? 10.000? Solomone! La ordin să trăiți! Fugi repede și cumpărăm Romeo și Julieta! DVD sau Blu-ray? Cartea în cultule. Ah, mă scuzați, trebuia să-mi imaginez o persoană atât de cultă ca dumneavoastră. Puteți să-mi spuneți autorul dacă se poate, fiindcă eu n-am ajuns încă la erudiția dumneavoastră și... Normal, Solomone. Da. Shakespeare. William Shakespeare. Ah, am înțeles. Hai, Fuguța. Am înțeles, să trăiți. Câștigătorul va primi un premiu în valoare de 10.000 de roni. Păi, nebun, 10.000. Cât înseamnă asta în banii noștri? Păi ăștia ai banii noștri, fai noștri. Da, mă, dar noștri adică dă-i alei vechi, mă. Păi mai pune și tu 4 zerouri. Ești mintea la contribuție, ce trebuie să stai să calculezi eu pentru tine? Calculează-i singur cu creierul ăla care nu-l ai în cap. Ia zi, cât ți-a dat? Ca să te verific, mă. 100 de milioane. Cât? Am greșit? Serem, n-ai greșit, nu, dar m-a șocat suma, că eu așa mă șochez când aud în gură de la altul, pare că e alte vorbe. 100 de... Păi condițiile astea, mă, participăm și noi, mă, ne băgăm la... Da? Eu o să fiu Romeo și o să declam, Julieta! Și cine, Julieta, oflatule? Afrodita, normal, dar nu-ți vrei să fie ăsta. Dar de ce să nu fiu eu? Ce, eu n-am nevoie de bani? A? Păi și la scena sărutului ce vrei? Să-mi iau limba cu tine în gură? Adică tu vrei să faci scena sărutului cu iubițica mea? Chiarete, sau nu exagerăm? Afrodita, iubițica ta, numai în capul ăla tău gol de sub basca aia plină. Să mor tu. E, păi atunci hai să vedem... Pe cine alege trânsa ca Romeo, mă? Pe tipul ăsta sculptural și arătos, care sunt eu? Sau pe mistrețul care ești tu? Și cu siguranță o să-i dărâm scena balconului, când o fi scena balconului. Aba, să fim serioși, că eu am și experiență mai multă decât tine. Păi, ai mai jucat scena balconului? A jucat scena cuibarului. N-am violat nicio căină! Gura zoofilului adevăr grește. A cine era vorba despre cu totul altceva, mă? Eu vreau să vă spui că eu am fost cu clasa când eram în școala generală la piesa de teatru care se numea exact Romeo și Julieta, mă. Și de-aia nu mai pot eu. De mie mi-a venit primul ideea cu Romeo și Julieta, eu o să fiu Romeo. Și o să câștig concursul, că sunt dita mai președintele de club și am și prestanță, că stau cu greutate. Ia stai puțin, pe dacă e vorba de prestanță pe greutate, eu sunt cel mai nimerit. Ia uite aici. Bă, tâmpite, pe greutate, că să ai greutate în fața oamenilor care te privește. Păi și ce, mă, n-am greutate, uite greutate. Greutate, mă, du-te la munte să faci potej, bă. Să vii în greu, nu mai crește iarba. Bine că ai venit, Julieta. Ce are, mă, ăsta s-a scântit? Afrodita, vrei să fii Julieta mea? Bă, tu ai nebunit? Da, din cauza iubirii neîmpărtășite pe care nu mi-o acorzi. Da, sufletul meu este nebun după tine, după dragostea ta, tânjește și de jos în sus și de sus în jos. Mârlane, tu ai citit Shakespeare? A citit, dragi, da, mi-a să-l pierde. Niciun Shakespeare, dragă, este
tâmpenia din capul lui. Inventează, e tâmpită lămoașița. Pentru dacă vrei Shakespeare în original și declamat așa cu pupuma, cum se recită, păi tu la mătăuza asta, te uiți, ascultă-mă pe mine, tu Afrodită. Dacă Faiton v-ar mâna cu bice către apus, să vină de grabnic noaptea nourată, o, tu, Romeo! Chiorete, ăsta e monologul Julietei. Ți se pare ție că eu am față de bărbat? Stai mereu că te-am lăsat grisinele, vai de capul tău. Ai ce frumos recit. L-a apucat așa dintr-o dată emoția. Scuze, Afrodită, dar eu când am fost cu clasa la teatru, asta mă rețiu acum, monologul ăsta, și am vrut să ți-l declam și ție. Afrodita, eu n-am fost cu clasa decât la Avatar, dar să știi că până mâine învăț și eu ceva. Uita, v-a lovit rău de tot, mă, culturalizarea asta. Să nu-mi spuneți că voi o faceți doar ca să mă impresionați pe mine. Nu, dragă, o face pentru mandăi moașe. Că organizează primăria un concurs de teatru cu piesa Romeo și Julieta și vor să câștige premiu. Și cât e premiu? 100 de milioane. Cât? Sunt Julieta, sunt Julieta! Yes! Din concurs? Super! Mă ustură la ochii, mă, când te văd și capul. Și bănuiesc, Afrodita, că mă alegi pe mine, Romeo, că doar eu sunt iubițelul tău, nu? Chiorete, ăsta e concurs pe bune, e pe bani mulți. Îl aleg pe cel mai bun pentru că trebuie să câștig. Hai, pregătiți-vă de audiții, pentru că cel care o să mă impresioneze va fi Romeo. Yes! Yes! Mă duc să pregătesc rolul! Și eu! Și eu! Afrodita! Doar nu vrea să te pupa cu libidinoșii ăștia doi. Ce ai, te mănâncă? Da, șeful. Șeful, am zburat. Da, imediat. Hai, mă, repede la secție ședință. Hai, lasă carne. Dreacu, să-mi dai zbană. O să o rezolvăm într-un fel, bineînțeles. Cum să nu? Domn primar! Ce e cu pițipoancele alea de pe hol? A început cumva iar cu goloneala? Zic că diseară fac audiență la pupăză cu dosarul ăla. Știi tu care? Băi, femeie paranoică. Sunt concurentele pentru proiectul cultural organizat de primărie. Ce proiect organizat? Bă, tu îți bagi joc de mine? De data asta, nu. Organizez un concurs de teatru pentru amatori cu tema Romeo și Julieta. Tu? Nu, eu deșteaptă-o, primăria organizează. Iar premiul este în valoare de 10.000 de lei noi. Adică tu îți dai 10.000 de lei noi pe criza asta? Ai ținut ucigaș? Excepțională idee. Stai liniștită, Harpio, că eu nu particip. Eu sunt execbo. Ce ești, mă? Adică particip în afara concursului, doar ca să îi încurajez pe concurenți. Aha. Asta că descoper eu ce șmecherie e la mijloc. Dar tot nu mi-ai spus și cu fufele alea de pe hol. Distinsele doamne despre care pomenești s-au înscris la castingul organizat de mine pentru rolul Julietei. Și de ce acest casting este organizat tocmai de tine? Aud? Pentru că eu, în calitate de Romeo, sunt cel mai îndreptățit să-mi aleg Julieta. Deci pe de-astea. Păi atunci mă scriu și eu. Că bănuiesc că o să se facă și scena sărutului. Nu-i așa, domn primar? Îmi pare rău, dar listele pentru înscrieri s-au închis. Și nu cred că tocmai doamna prefect vrea să încalce regulamentul. Știi și tu, regulamentul e regulament, nu? Sigur, domn primar, sigur, da. Așa da, înțeleg. Alo, pupăză, ia zi ce subiect ai diseară. Te-am înscris, este scrisă, gata. Închide. Dar s-o înscris și pe Betty, da? Pe Betty? Da. De ce? Ca să pară că am concurență. Nu că-ți deșteaptă. Nu e nevoie, ai văzut și tu ce e pe sală. N-are rost să mai scrii și pe Betty. Stai liniștit, n-o să mai fie. Dragi colegi, v-am strâns astăzi aici pentru că eu, în calitate de șef al vostru, nu mai pot să asist pasiv la jignirile pe care ni le aduc civilii nouă polițiștilor.
nouă, celor care veghem zi și noapte la siguranța lor. Bună ziua! Ce cauți, băi, nene, aici? Am fost jefuit în plină stradă. Păi și ce vrei să-ți facem noi? Să mă ajutați! Păi, nene, nu vezi că suntem într-o ședință? Du-te, mata, la registratură, las-o cerere și o rezolvau noi. Dar știu cine este hoțul. Păi și atunci ce naiba ne mai deranjezi? Du-te și adu-mi încoace. Hai, mișcă! Hai de mine, bă, ce idiot, bă, ce idiot. Da. Ăștia chiar merită jefuism, bă. Da. Deci, unde rămăsesem? La civilii care ar trebui să ne fie recunoscători pentru modul în care noi îi protejăm, bre. Da, așa. Ba mai mult, nu numai că nu ne sunt recunoscători, dar ne și jignesc. Spun despre noi că am fi inculți. Cum că n-am fi citit în viața noastră o carte? N-am fi fost la o piesă de teatru? Și e mulți ăștia care ne face inculți șeful? Normal, tăpăloacule. Păi altfel, ce ne-ar mai fi ținut șeful pregelegerea dintre asta, cilea? Și ce trebuie să facem, șeful? La ce v-ați gândit ca să schimbăm percepția? M-am decis să înființăm o trupă de teatru și să ne înscriem la concurs organizat de primărie. Tema Romeo și Julieta de William Shakespeare. Păi avem voie, șeful. Păi de ce să n-avem, Solomone? Păi ați zis Shakespeare și mă gândeam că sexul e de competența moravurilor, iar spirul e spir, șef. Solomone, mănânci ficații, Solomone. Păi ce ți-am zis eu, incultule, când te-am trimis după carte? Că Shakespeare e compozitorul piesei. Ah. Ce-am zis, mă? Da. De atunci ce dragi, da-mi ia veții de-n vorbă. Poate nu, șeful. Așadar, ca să urgentăm puțin lucrurile, eu deja am făcut distribuția. Romeo, logic eu, că cunosc și opera și compozitorul, cum v-am spus mai înainte. Julieta, Afrodita. Aaa, dar de ce e șeful? Păi pe cine ai vrea să pun chiorete? Pe Marieta de la Caziere? Să se rupă balconul cu ea? Da, să continuăm. Solomon Căpuleț. Nume predestinat. Bună asta, Panoț Monteguie. Și Marieta, Doica, dar joacă doar voce să nu-l pe scenă. Eu, șeful? Și tu, Chiorete, pentru tine am un rol grandios, mă, băiatule, un rol extraordinar. Așa, așa. Ești ostașul care păzește grajdurile. Că tu ești de la țară, bă, băiatule. Și țara cu teatru e cam ăsta, lui Gogoașe cu mitraliera. Hai, repede la învățat textul, că mâine avem repetiție. Și începem cu scena sărutului. Liber! Poți vă argură. Am spray de gură, Chiorete. Oftică-te. Hai, fără comentarii. Hai, țărane, mișcă. La cât te găsește, Andreea, ce abia aștept să te linciurești. Afrodita? Dacă nu o să fiu Romeo la sete, măcar în trupa de acasă alege-mă pe mine, Romeo. Convinge-mă. Vrei hot dog? Pasă, bă, că îți las ție premiul întreg. Bună, fată, la casting? Da, și tu? Da, și eu, da, nu cred că mai rămân mult, căci că ăștia vor să facă o variantă modernistă cu sex pe scenă. Pe bune? Nu se simulează? Nu! De ce a plecat aia, fată? A, păi nici eu nu cred că mai rămân. Adică sărutul e cu finalizare. Cum adică cu finalizare? Adică trebuie să fac sex cu Romeo. Ca de obicei. Păi ce, în fața publicului? Au nebunit? Să mă vadă mămica? Da! No way! Așa ziceam și eu. Bine, mai rămas doar una. Și tu? Mai stai? Păi de ce să nu mai stau? Bine, ai auzit, dragă, ce vor ăștia? Sex! Pe scenă! Wow! Super! Îți dai seama? Așa pot să ajung la Diaconescu. Da, dar fii atentă, nu doar cu Romeo, cu toată distribuția, inclusiv cu calul. Și mai mișto, așa pot să ajung la acces direct. Sau asistenta lui Capatos! Aaa, nebună! Da! Hai să zic ceva. Aoleo, nebunul! Da, sunt să recunosc și fugi că eu mănânc blonde! Dar de ce să mai facem, mă, audiție?
Nu vă e clar că singurul Romeo care vă poate asigura victoria sunt eu? Păi când o să apar cu notorietatea mea, toate femeile din juriu o să cadă pe spate, mă. Și premiul e ca și câștigat. Păi dacă în juriu nu e femei, mă, dacă în juriu e numai bărbați, îți umple onoarea de maro? Păi dacă sunt numai bărbați, o să impresionez cu talentele mele, mă. Poza, tu nici măcar nu știi textul, mă. Ce să spun, că parcă voi îl știți. Normal? Normal. M-a speriat, am crezut că mi-a luat porția. Mă, Peti, tu de ce nu te scrii la casting? Păi din două motive, doamnă. Primul, că mi-a interzis domn primar. Și al doilea, se face scena sărutului. Așa, și? Și eu chiar nu-mi doresc un cap în gură. Adică ce vrei să insinuiezi? Că eu rezolv problemele din capete în gură? Mm. Fă-te-o pe asta. Asta crezi tu despre mine, mă, Betty? Și eu ce trebuie să zic ca să scap? Nu zici nimic. Particip cu mine la concurs. Bine, doamnă, bine. Da, vezi că se poate. Hai, Mârlane, curaj. Dar ce lumină acolo în geam răsare? Sunt zorile, da, și Julieta-i soare. Te-nalță soare și răpune luna. E sigură că vrei să zici chestia asta? Normal, Mârlane, citește tot cuvântul. Tu ai zis. Pismășa? Pismașă, Mârlane. Dacă-i cămașa, îi pun pe... Pismașă care-i lânce de ciudă, că tu, fecioara ei, o-ntreci în nuri. Tu ești fecioară, tu? Următorul. Ții mușchiulică. Nu, aștri s-ar sfii de strălucire. Pot mai bine să citesc eu cu memoria. Următorul. Păi ce ta? O, mai cuvântă, îngere, că-și că fiindcă tu ești slava acestei nopți, plutind deasupra-mi, precum un crai mic aripat în cer, dă-mi gura ta. Ușurel, ușurel, Chiorete, după deliberare, da? Următorul. Măi, Afrodita, eu m-am gândit la același pasaj ca și Chiorete, dar pe mine trebuie să mă las să finalizez sărutul, pentru că altfel îmi ies din stare și îmi pierd toată interpretarea. Pupăză, regula este aceeași pentru toată lumea, deci fără finalizare. Deci ca ciunga între dinți, ca lună între schele, ca... Tu ești gravidă, tu? Ești frigid? Ce dracu că m-a luat? Cum arăt? Perfect, știu. Așadar, domnilor jurați, să intre prima candidată. Cheam-o pe prima. Păi eu sunt. Betty, n-am chef de glume. Ieși afară și bag-o pe prima candidată. Nu e glumă, șeful. Uitați foaia de înscriere. Păi, femeie, e nebunit. Nu ți-am zis să nu te scrii. Doamna m-a obligat. Doamne. Ce, domn primar? Probleme? Ce? Beatrice nu este bună de Julieta? Ba da, doamna prefect. Vă mulțumesc, șeful. Mă rog, poți începe. Alergând pe cai de foc spre casa lui Phoebus,
dacă faitul nu va rămâna cu bice către apus, să vină noaptea norată. O, tu, Romeo! Mulțumim, mulțumim! Să intre următoarea! Mersi, doamnă! Ce, iubitule, nu ți-a plăcut? Mie mi s-a părut destul de bună, nu? Expre, expre, ai făcut nemernic-o ce ești. Dar lasă, lasă că-mi scot eu pârlea la cu următoarele concurente. Să intre următoarea! Sunt aici. Am uitat că și tu te-ai înscris. Hai zi, să te aud. Alergând pe cai de foc spre casa lui... Și știm, jur. Alergând pe cai de foc spre casa lui... Ai mai zis asta o dată? Bă, dracu de poezie stupidă. Feobus! Feobus! Alergând pe cai de foc spre casa lui Feobus. Dacă... Cum îl cheamă? Că tot cu fâie era ceva. Dacă... Hai, mă! Tu! După o analiză atentă, am hotărât ca Romeo să fie... Chiorete! Yes! 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 Să vezi ce ești de pe recuirea, Epous. Mulțumesc, Afrodita mea! Julieta! Aaaa! Știați dinainte! Ați fost înțeleși! E, o să vedeți că eu o să fiu adevăratul Romeo! Și noi? Și voi jucați altceva. Uite, tu, spre exemplu, ai putea fi Capulet. De tine zici? Nu, nu, de tine. De mine? Da. Dar vreau să zic un... De asta, te-ai zis tu că mi-ai și rușine să-i zic. Ce, așa am eu capul, sunt mai... Tot mai scurt, dar nu... Ce mă faci? Să râzi de tot satul, de mine? Dar de ce să râdă, Mărlane? Ce ai? Păi dă numele ăsta de Capulete. Mărlane, nu fi idiot. Put. Că pe lângă numele tău adevărat ăsta este lux. Plus că e spectacol modernist. Dacă aruncăm câteva aluzii la dotarea ta, coroborat cu numele, atunci toate pițipoangele din sală or să cadă pe spate. Crezi? De mine era vorba, mă. Și eu? Și tu. Da, și o să fiți frații Căpulete, ba. Cum e frații printre uși, așa o să fie și frații Căpulete. Noi suntem Căpulete, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Domnilor, stați liniștiți, că artileria grea de-abia acum vine. Să intre următoarea! Iar tu? Nu, șefu, am venit să vă zic că nu mai e nicio următoare. Cum adică nu mai e nicio următoare? De toate fetele alea care erau pe hol, unde? Au plecat când au auzit cât de bun a fost Betty. Hai, deliberează cu cine vrei să faci cena sărutului, cu mine sau cu Betty? Cu Betty, clar, cu Betty! O, mai cuvântă, îngere, căci tu ești bla 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 și bla 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 și dărbura ta. Ce faci, idiotule? Mă scuza, șefu, am zis să trec mai bine în partea asta, să fă mai bine momentul artistic, că sunteți mare, șefu! Dacă te mai miști odată de aici, te crăp! Se reluăm. Bla, 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 dă-mi curăț.
să... Dă-i mereu, bre, ce te înfinge și ca fata mare l-a sărutat. Una, două, bla, 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 și... și... Păi ce dragi, Daniel, asta e piesa asta shakespeariană? Bre, păi n-ajunge că ne face civile aia inculți. Acum vrei să ne scoată vorba aia că suntem și repeziți. Mai cu trăire, mai cu pupu. Ia-o-și mata, mai pândelete, mai... Mai tratu filonul ăsta așa dramatic. Una de... Ai terminat, Chiorete? Da. Foarte bine. Bă, dacă mai scoate unul dintre voi o șoaptă, vă termin. De fapt, gata, am suspendat repetiția. Hai, toată lumea liber. Afrodita, tu te duci doar să bei un pahar cu apă și revii ca să repetăm individual, da? Da. Chiorete, și să-i pui și niște petale de trandafir în apă, da? Da, bun. Vezi că am luat eu buchetul ăla. Am luat acum un an. Alo? Vă salut! Domnul Pupăză la telefon. O, să trăiți și în direct și în reluare. Dar cu ce ocazie am onoarea? Vreau să vă informez că subalternii dumneavoastră și colocatarii mei, Chiorete Ilarie și Afrodita Marcu, în loc să se ocupe de maldărul de dosare nerezolvate pe care le tot plimbă de la secție acasă și invers, au întemeiat o trupă de teatru și își pierd timpul non-stop făcând repetiții. Și ar fi păcat să fiu nevoit să fac o emisiune pe tema asta. Repetă cumva Romeo și Julieta? Exact. Ah! Dar de unde știți? Poliția română știe tot, Pupăză. Dar stai liniștit, că din momentul ăsta le interzic orice repetiție. Problema e ca și rezolvată. Știam eu că pe dumneavoastră se bazează ordinea și disciplina în țara asta. Vă salut cu respect, să trăiți! Un dobitoc, nu tu, el. Și eu? Oh, Julieta, dă-te în jos de la balcon. Un. La... Ce dracu vezi, bă, te faci îmbrăca cu cioalele astea? V-aș sta pe invers? Nu, bre, repetăm că noi ne-am înființat o trupă de teatru și jucăm într-o piesă. O trupă de teatru? Fără mine! Păi eu am fost vedeta casei de cultură de la mine din sat! Am jucat un despuiaț în parc 5 stagiuni! Nu era desculț în parc? Și ce, bă, doftiți că lumea a vrut să mă vadă despuiată? Ia să știți ce să jucați! Romeo și Julieta! Ah, mor! Da, e cu amor, da! Știu, bă, în cultule cu ce? Pentru că e piesa mea preferată! Ah, ce fiormă trecea! Cine joacă Julieta? Afrodita! Mai mor încă o dată! Bă, voi să stâmpiți la binele! Vă bate joc de personajul Julieta! Vă bate joc de mândrețea aia de fată! Cum să fie, bă? Julieta! Vulgara aia și inculta aia de Afrodita! Păi era singura femeie din casă, bre, și i-am... Cum adică singura femeie din casă, mâneane, că te profu? Eu ce mama dracu sunt? Ta ești, cum să zic eu, ca să nu vină în... Că nu vine. Ma ta ești... E o zână. O zână, ma ta ești o zână și nu puteți să te păcă pe piesa asta, că nu-i cu zâne, e numai cu amoare. Dar poate stagiunea viitoare, când o montaj noi, asta, cenușea reasa, frumoasa din pădurea adormită, și ma ta o să joci pădurea sau pămăsa. Lui pădurea. Să vezi ce te adorme, umflatule, dacă mă mai persifezi! Să fie clar, eu joc Julieta. Clar? Cine e Romeo? Chiorete! Ah, Chiorete! Ai, sfârșit, mă pup legal cu Gaborul! Ce bine îmi pare, Romeo și Julieta! Din acest moment aveți interdicție de a juca în altă trupă de teatru în afară de cea a secției. Dar de ce vrea șeful? Că în timpul liber putem a face ce vrea. Corect! Numai că începând din acest moment, n-o să prea mai ai timp liber. Le vreau rezolvate până săptămâna viitoare. Până când săptămâna viitoare, bre? Până mâine, Chiorete. Hai! Liber! Afrodita, tu rămâi pentru repetiții, da?
Fiorete, ce faci? Stai bine, că nu-s macar ala, spune-te-le cum place. Dar știi de-mi faci mie ușa. Dacă faeton v-ar mâna cu bince către apus, să vină grabnic noaptea înnorată. Oh, dură meu! Stai mereu, preciață! Ce te-a apucat? Ia! M-a apucat odorul de Romeo al meu. Vin la Julieta ta te pupe! Stai mereu, prea, că nu mai ești niciun Romeo, că nu mai poți ajuca, că mi-a interzis șeful de la Cirvici. Hai, găsește șmata al Romeo! Te-a dreacu să fii! Ia zi, bă, care vrei să joci, Romeo? El vrea! Așa, pupășel? Vrei să fii Romeo? Da, dar nu mă vrea Julieta. Nu fi tâmpițel! Cum să nu te vreau? Vin la Julieta, dar aș te pupe. Adică, bata-le, ești Julieta? E, nu arăt? Da, stai cu loc! Că fiorul dragoste, nu poți fugi! Romeo, până în jur de ziua al meu vei fi! Ai mâncat ceapă? Păi ce, nu știi că e afrodisiac? După bere? Șuica, bă! Mă scuzați! Căci tu ești slava astei nopți plutind deasupra-mi, precum un crainic aripat din cer, dă-mi gura ta! Tot te potolești, Matescule, tot nu te potolești! Lasă-mă, fata, în pace, ce-i cu ea? Stai, șefu, că nu e ceea ce credeți dumneavoastră. Noi repetam scena sărutului din Romeo și Julieta pentru că ne-am înscris la concursul de teatru organizat de primărie. Străiți! Hai, lasă-mă! Și eu de ce aflu ultimul, Matescule? De ce aflu ultimul? Permite să raportez. Știm că sunteți foarte ocupat și am zis să nu vă răpim timpul cu tot felul de mizilicuri, dar dacă vreți... Normal că vreau. Din acest moment... Eu sunt Romeo. Dar șeful, șeful, dar asta era rolul meu, șeful m-a închinuit și să-l învăț. Nu are nimic. Îl înveți pe Capulet, că e mai puțin. Păi Capulet e al lui Solomon. Atunci, joci doi ca aia grasă, că așa și-ai făcut burtă în ultimul timp. Afrodita, te aștept la mine în birou să repetăm scena. Dar nu-i nevoie, șeful, va ieși mult mai natural direct pe scenă. Am încredere în talentul dumneavoastră. Mulțumesc, Afrodita. Atunci, ne vedem direct pe scenă. Marlon Brando. Mulțumesc, Matescule. Publicul spectator este rugat să-și ocupe locurile în sală și să-și închidă telefoanele mobile. Stai nopți, plutind deasupra-mi, precum un crainic aripat din cer. Crainic. Ce ăla? Crainic. Crainic? Domnul Matescule, precum un crainic aripat din cer, dă-mi gura ta. Dacă faeton v-ar mâna cu bice spre apus, să vină grabnic noaptea înnorată! Tură mere! Ce faci? Păi dar nu acum era... Păi ce mă că mai... Păi unde fugi, Romeo? Și ce n-a sărătului cine dracu' o face la vinocoară, păi? Pupă-te cu canalul! Ai vrea limbața la perete! Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, dragi telespectatori, senzațional! Bombă! Yeah! Yeah!
știi? Bombă, adică e senzațional, pentru că am asistat în direct și sunt convins că și în reluare la cea mai scurtă versiune a piesei Romeo și Julieta, varianta modernistă și necenzurată în format HD! Yes! Vreau să-mi pregătesc rolul! Și eu, și eu! Bă, te-ai mutat? Eu pe acolo trebuia? Nu stai acolo? Bă, da, dar nu m-am gândit. Pe mine trebuie să mă las să finalizez sărutul, pentru că altfel îmi ies din stare și îmi pierd toată interpretarea. Pupăză, regulile sunt aceleași pentru toată lumea, fără finalizare. Mârlane, nu fi stupid, că pe lângă numele tău... Băi, îmi va picior, tu mă faci asta stupid pe mine, mă! Și în direct și reloare! Ce dracu, mă las stupid, să-mi curcă! Mârlane, nu fi stupid, că pe lângă numele tău adevărat, acesta este... Lu' Simon, nu mai mă termina! Mă, dar nu știi să spui, nu știi să... Bine, hai că nu te mai fac stupid, jur, hai! Mârlane, nu fi stupid! Hai, hai!